partea întunecată. Tot nu cred că ar trebui să fim aici. Luna plină apare în câteva ore. Da, ar trebui să ne închidem pentru ca apa să nu ne atace în seara asta. M-am sătucat să mă tem de apă. E ca numai a noastră, aerul nostru. Trebuie să găsim o modalitate de a distruge tentaculul ăla. Dar nu avem nicio idee cum. Aș vrea ca lui să fie aici. Măcar el avea o altă perspectivă asupra lucrurilor. Ei bine, mai este cineva care înțelege situația noastră. Will? Dacă voi să ceri ajutorul cuiva, acela ar fi Zane. Ne știe de mai mult timp. Nu vrem pe cineva care ar risca viața celorlalți pentru ego-ul lui. Haideți, fetelor, este destul loc pentru Zane și Will. Bună? Wow! Wow! Scuze! Cred că-ți datorez un suc. Dacă ești ocupat, eu... Măcar atât pot să fac. Uneori uit de, știi tu, faptul că ești sirenă. Mulțumesc! Vreau să vorbesc cu tine despre seara asta. Sigur. E lună plină. Da, în legătură cu asta. Vreau să-ți cer o favoare. Vrem să stăm la cafenea în seara asta, pentru siguranță. Și Ricky vrea ca Zane să ne ajute, iar eu am zis că te rog pe tine să ne ajuți. Dacă vrei. Cu Zane? Da, să ne ajuți. Dacă vrei să ne ajuți, bineînțeles. Și fetele-s de acord? Sigur, ar fi o onoare. Știu și eu cât de periculos poate fi acolo. Deci, mi-ar plăcea să vă ajut. Deci, ai nevoie de ajutorul meu? Nu credeam niciodată că o să vină ziua asta. Nu exagera. Serios? E timpul să mă las să te ajut? Nu te ofer niciodată. Nu este adevărat. Sau ești preocupat să stai cu băieții? Nu ai deja planuri pentru seara asta? Nimic ce nu poate fi rezolvat. Nu poți rezolva luna plină. Bine, în regulă. Dacă înseamnă atât de mult pentru tine, mi-am ales planurile pentru seara asta și te ajut să pregătești cafeneaua. Promiți? Promit. Hei, prietene, la ce oră începe jocul de cărți în seara asta? A fost anulată. Petrecere privată. Oh, abia așteptam asta. Știu, ne vedem altă dată. Bine, super. Ei bine, nu am niciun alt spectacol programat pentru seara asta, așa că... Este o petrecere privată, adică tu nu ești invitat, iar noi am organizat deja partea de divertisment. O seara a fetelor, nu? Da, ceva de genul ăsta. Grozav, cum ai aflat? Ești sigură că e în seara asta? Încearcă oxigen. Nu este O, este C. Serios? Încearcă carbon. Tată! Despre seara asta vom fi doar noi, fetele. Vom fi foarte responsabile. De ce la cafenea? De ce nu? Da, mai ales că Tina a auzit de la Zoe că Alice i-a spus lui Ruby că va fi o petrecere zdravă în seara asta. Doar pentru că Cleo a organizat o seară cu fetele nu înseamnă că trebuie să încerci să o strici. Dar eu nu... Când vei fi de vârsta lui Cleo, poți să faci și tu la fel. Ești binevenită să vezi un DVD cu noi, dacă ți-ai terminat temele. Am închis? Știu că ați închis. Fetele m-au invitat. Probabil că ai înțeles greșit. Nu prea cred. Vor să le ajut în caz că... Și te-au rugat pe tine să le ajuți. Da. Bună! Bună, mă bucur că ai venit. Uite, știu că aveți alte planuri, dar cred că barca mea e un loc mai bun. Nu mai spune. Gândiți-vă la asta, este mai mică, mai ușor de sigilat. Mă puteți ajuta să o pregătesc. Glumești? Haide, este pentru fete. Nu am nevoie să-mi spui tu ce este bine pentru fete. Bine, e destul. Eu sunt cea care spune ce e bine pentru fete. Vom sta aici în seara asta și ne vom înțelege bine cu toții, bine? Mă duc acasă să-mi iau lucrurile.
Vă pot lăsa singuri fără să vă certați? Bineînțeles, nu e nicio problemă. Da, nu e nicio problemă. Bine, tată, Sam, am plecat. Ți-ai luat peruța de dinți? Distracție plăcută și sună dacă ai nevoie de ceva. Don. Doar distracție plăcută. Mulțumesc, pa, pa. Pa. Am încredere în tine. Pa, tata. Nu mă simt foarte bine. Ce s-a întâmplat? Sunt foarte... obosită? Am nevoie de un somn lung și neîntrerupt. Poate că e bine să te culci de vreme. Da, ai dreptate. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, dragă. Te verific mai târziu, dovlecel. Unde sunt toate fetele? Scuze, petrecere privată în seara asta. Da, știu, de asta suntem aici. Îmi pare rău, va trebui să plecați. Ce, ai de gând să mă obligi? Dacă trebuie. Deși nu este localul tău, nu? Dar Ricky a spus da, că... uite, asta sunt prietenii mei, sunt bineveniți oricând. Și cum rămâne cu planurile noastre? Ce este cu ele? Lui Ricky nu o să-i placă asta. E bine, este prietena mea, așa că lasă-mă să mă descurc cu ea. Ce faci? Nu este evident? Ah, vom juca cărți. Da. Dar ai spus... Da, știu ce am spus. Am mai discutat despre asta și am nevoie de cafenea în seara asta. Și tu ocupi biroul, noi cafeneaua, nimeni nu va sta în calea nimănui și totul va fi bine. Nu o să vă întrerupem petrecerea în pijamale, așa-i băieți? Putem vorbi în altă parte? Da. Cum ai putut să-mi faci asta? De ce întotdeauna totul trebuie să se rezume la tine? Din când în când, la luna plină, am nevoie să fii puțin mai înțelegător. Cer atât de mult? De ce de fiecare dată când are loc chestia asta cu sirena se întâmplă câte o dramă? Nu i-am cerut apei să ne atace. Nu este numai asta. Atunci ce? Este Will? Nu pot să cred că ești gelos. Nu, nu sunt gelos. Eu doar nu înțeleg de ce ai nevoie de el mai mult decât ai nevoie de mine. Pentru că el chiar ne pune pe cuimul plan. La fel și eu. E totul în regulă? Nu este bine venit aici. Vreau să plece. Bine, atunci plec și eu. Și te mai întreb de ce nu-ți cerc să mă ajuți. Ricky, crezi că... Nu. Rezolv asta și fără voi. Ricky, stai! Nu te poți duce acolo! Privește-mă! Zane nu înțelege! Crezi? Nu a văzut chestia aia, nu știe cât de periculos este. Nu-i pasă! Mie da! Știu cât de supărată ești din cauza asta, dar nu este acum momentul să ne confruntăm cu chestia aia. Hai să trecem de noaptea asta, bine? Bine? Bine. Să lăsăm pe Zain. Ne întoarcem la barcă. Ne închidem înăuntru și ne gândim mâine la toate. Dacă suntem la un loc, vă pot proteja. Ce? Nu, vreau să spun doar hai că... Hai să lămurim ceva! Nu am nevoie de nimeni să mă protejeze. Ai înțeles?
Nu se poate. Ce? Nu, nimic, pur și simplu. Te citesc ca pe o carte. Hei, ai ajuns! Hai la petrecere! Ce se întâmplă? Unde este Ricky? Nu știu, dar cred că a plecat. Unde? Nu știu, m-am gândit că o să vă caute și o să vă spună ce băiat rău sunt eu. Nu a făcut asta, deci unde este? Bună, Will. Ricky a plecat. S-a certat cu prietenul ei imbecil și acum a plecat. Se îndreaptă spre insula Mako. Nu poate. Este aproape întuneric și este lună plină. Vrea să distrugă tentaculul de apă. Am încercat să o opresc. Trebuie să o aducem înapoi. Hei! Ce faci aici? La o parte din calea mea. Sunt aici să petrec. Nu, nu ești. Du-te acasă sau îl sun pe tata. Cum să spun? Nu. De ce să te distrezi numai tu? Will? Ce dorești? Îl căutam pe Will. Nu este aici. Ieșeam în oraș în seara asta. Zău? Se pare că te-a lăsat baltă. Nu, eu aș spune că probabil deja așteaptă la cafenea. Mă îndoiesc. Îl cunosc pe fratele meu. A avut emoții și nu-l învinovățesc. Cred că te simți foarte amenințată de mine. Nu te flata singură. E păcat că nu ne putem înțelege de dragul lui Will. O să mă obișnuiesc cu ideea. Știi, te-aș invita la cafenea în seara asta, dar tu nu mai ești binevenit acolo, nu-i așa? Iar tu nu ești binevenit aici. Ieși afară. Bine. Zeng, trebuie să plec să o găsesc pe Ricky, dar nu o pot lăsa pe Kim aici. Ei bine, eu nu sunt de dacă. Tu nu ești mai nimic în perioada asta, nu-i așa, Zeng? Uite, tu ești motivul pentru care Ricky este acolo singură cu chestia aia și ție nici măcar nu-ți pasă. Stai aici toată ziua și îți pierzi vremea cu jocuri prostești. Ricky vrea să știe că se poate baza pe tine. Toate vrem. Vă puteți baza pe atunci mine. Atunci dovedește-o. Închide aici, ia-o pe Kim acasă și lasă-mă să mă duc să o găsesc pe Ricky. Te rog! Scuză-mă! Hei! Hei! Bine, s-a terminat. Închid cafeneaua. Dar nu pot face asta. Pot face ceea ce vreau, este localul meu. Frate, mai lasă-mă măcar un cântec. Nu pot dezamăgi. Le va trece. Haideți cu toții, lăsați-vă lucrurile și afară. Hai! Mulțumesc, Zain. Dar am venit să petrecem. Nu mai spune. Domnul Sertori, tocmai vreau să o aduc acasă. Întrebarea este ce face aici de la bun început? Cleo m-a făcut să vin. A spus că toate fetele drăguțe vor fi aici și că e păcat să nu vin. Nu atât de repede, domnișoară. Dar, nu vreau să au niciun dar, doar o singură explicație foarte plauzibilă pentru toate astea. Ce se întâmplă? Este Ricky.
tată, eu chiar trebuie să plec. Nu pleci nicăieri până nu-mi dai niște răspunsuri. Cum ai putut să o lași pe sora ta mai mică să se strecoare afară din casă la o petrecere? Nu am lăsat-o să se strecoare din casă și asta nu e o petrecere. Serios? Băieți, mâncare, muzică, arată ca o petrecere. Cu siguranță. Era o seară cu fetele. Și el ce face aici? Eu? Stăteam aici și exersam niște karaoke. Nu mai spune. Să nu o crezi, tată. Ea nici măcar n-a fost invitată. Aparent nici eu n-am fost. Poftim? Și iubesc karaoke. A spus că o să fii prea jenat și de aceea nu te-ai invitat. Nu, nu am spus asta. Prea jenant, spui? Tu, știi să cânti rock and roll adevărat? Da. Dă-i drumul. O să te omor. Îți dai seama că n-avem cum să plecăm de aici prea curând. Asta e. Suntem doar tu și eu. Ce vrei de la noi? Tentaculul ăsta a venit și... Nu, e bine. Will m-a salvat. A ajuns aici la timp. Nu-i așa, Will? Mulțumesc, Will. Știam că ne putem baza pe tine. În sfârșit au plecat. Tatălui tău îi place mult Elvis? Nu mă aminti. Ricky! Ricky, ești bine? Ce s-a întâmplat? Apa a încercat să o atace. Will a ajuns acolo la timp. Da, sunt sigur că da. Măcar eu am fost acolo. Încetați, băieți. Hei! Nu se va mai întâmpla niciodată, promit. Voi fi aici pentru tine de acum înainte. Bine. Nu, n-o să-l ierți așa, pur și simplu, nu-i așa? Cred că o să-mi iau lucrurile și voi merge acasă. Te duc eu. Lasă-mă să închid aici mai întâi. Crezi că se simte bine? Poate e în stare de șoc.
Bine. Ce s-a întâmplat acolo? Ai vorbit cu el și s-a oprit. Părea să fie sub controlul tău. Și de ce le-ai mins pe Cleo și Bella? De ce le-ai spus că te-am salvat eu? Ce mare chestie! Nu este adevărat, tu m-ai salvat pe mine. Ai venit pe Marco să ai grijă de mine. Și acum ele cred că ai avut. Am venit după tine pentru că îmi pasă de tine. Nu pot să fac asta acum. Cred că ar trebui să le spui lui Cleo și Bella. Ce să le spun exact? Că ți-a răspuns, că te-a ascultat. Nici măcar asta nu știu cu siguranță. Atunci le spun eu ce am văzut. Nu. De ce? Nu vreau să știe. Comitem că nu o să le spui. Te rog, îmi datorezi măcar atât. Bine. Poți să ai încredere în mine.